dă stres, începe America Express! Vă spuneam că am dedicat această etapă ideii de revoluție. Pentru așa ceva este nevoie de un caracter puternic, un țel, o echipă care să creadă în aceleași valori, care să-ți urmeze exemplul. Și, bineînțeles, este nevoie de un lider, un spirit de revoluționar, un erou. În aceste locuri s-au purtat, în vremea Revoluției Mexicane, lupte grele. S-au dat între forțele armatelor guvernamentale și poporul revoluționar, condus de marele Emilio Zapata. 6 zile dintre cele mai grele din întreaga Revoluție s-au petrecut aici. Dar de atunci au trecut mulți ani. Acum am ajuns noi aici ca să purtăm o altfel de bătălie. De data asta pentru un avantaj important în cursa de astăzi, care, evident, poate face diferența. Pentru că astăzi se va da o imunitate, iar mâine va fi cursa pentru ultima șansă. Mamă, zic, să vezi acum ce le macetuiesc pe fete. Scopul acestui joc nu este să vă transforme în niște revoluționari precum Emilio Zapata. Poate nu de adevăratele, dar măcar sunteți costumați precum niște revoluționari autentici. Scărla aparținea peisajului oarecum. Noi, ideea de războinice o avem în noi. Outfit-ul nu ne convenea, mustața ne intra în nas și în gură. În rest, totul era perfect. La început, unul dintre voi va fi creierul. Evident că ea. Iar celălalt va merge pe teren, cum se spune. Evident că eu. Trebuie să aflați un număr. Pentru a-l afla, trebuie să faceți o ecuație. Ok, perfect. De aici s-a pus punct la mine. Iar pentru a face ecuația, trebuie să aflați alte numere, care, de fapt, reprezintă numărul de frunze a unor plante de nopal. Ce tare! Mă spart cu ecuația, să terminat. Mă gândeam că profele mele toate de mate pe care am avut vreodată se uită la mine la televizor și râd și îmi zic: ți-am zis eu că o să-ți trebuiască mate. Păi de Mexic, ce faci? Veți avea fiecare câte 3 rânduri de plante, iar cel care are ecuația în mână va spune rândul 1, planta 5, să spunem. Celălalt trebuie să o găsească și să-i numere frunzele. Poți. Da. Așa veți afla numerele cu care se completează ecuația. Apoi se rezolvă ecuația și dacă rezultatul este corect, veți primi o pușcă. Ai, de ce? Oh. Suntem bine pe țintă. Eu cu ținta, nu? Ea cu ținta, nu? După eu mai... ochi, așa. În partea a doua a probei, va trebui să cărați muniția în echilibru perfect, din punctul A până în punctul B, unde se află standurile voastre, lădițele albastre, galbene da. Și verzi. După ce ați dus în siguranță o minge acolo, primiți și muniția cu care puteți să trageți în sperietoarea de ciori a unei echipe concurente la alegerea voastră. A, e bine, că noi oricum nu numerim. Trebuie să și nimerim. Nu mă pricep, mie nu-mi plac armele. Nu sunt omul armelor, nu sunt omul mașinilor. Eu nu fac ecuația din stări. S-a terminat. Ok, dragilor, cine va fi creierul și cine va merge pe câmp? Păi eu sunt obișnuită să răspund că eu sunt creierul și atunci... Cătălin. Cătălin pleacă pe câmp. Pe câmp? Plec pe câmp. Bine, Cătălin pleacă pe câmp, Doinița este creierul. Să vă împărțiți. Pinky and the brain. Andreea Bălan pleacă pe câmp? Da. Andreea Antonescu rămâne creierul. Michi pleacă pe câmp. Bie rămâne creierul. Mă rog. Cerebelul prin spate. Cerebelul. Mai puțin. Ne-am jucat cu voi un pic, cu mustăți, cu pălării, pentru că am vrut să intrați în pielea personajelor, dar nu trebuie să le păstrați. O să vă fie mult mai simplu fără ele. Fără ce? Cine vrea să se ferească de soare, Cătălin, ar face bine să-și păstreze pălăria. Mulțumesc! Mustața? Și mustața o puteți da jos. V-am văzut acum cum arătați. Nu ar pleacă mustața. Un, două, stres! A fost America Express!